spectatori, bine v-am găsit la meciul etapei a 20-a diviziei naționale dintre FC Costureni și Dacia Chișinău. Echipa oaspete de astăzi, Dacia, începe meciul în următoarea componență. Portar, numărul 81, Evgenii Matiughin. Cători de câmp, numărul 4, Denis Ilescu. Numărul 7, Adama Guira. Numărul 8, Eduard Gros. Numărul 9, Gennadie Orbu. Numărul 11, Maxim Mihaliov. Numărul 13, Osman Sou. Numărul 24, Abdul Mama. Numărul 25, Sergio Dos Santos. Numărul 27, Gorange Dimovski. Numărul 47, Andrei Cojocar. Rezerve, numărul 30, Artyom Gaidukevici. Numărul 5, Dumitru Popovici. Numărul 10, Nicolae Josar. Numărul 20, Vasile Carauș. Numărul 22, Maxim Lapușenko. Numărul 23, Ianco Tumbasevici. Și numărul 65, Vasile Pavlo. Antrenor principal, Igor Dobrovolski. Echipa gazdă, FC Costureni, începe meciul în următoarea componență. Portar, numărul 1, Gheorghe Tanu. Jucător de câmp, numărul 3, Daniel Gramatico. Numărul 8, Sergei Locanu. Numărul 9, Andrei Solotti. Numărul 10, Vyacheslav Sofroni. Numărul 13, Victor Gonza. Numărul 14, Joel Kiki. Numărul 16, Stoian Stepanov. Numărul 17, Gilian Colev. Numărul 20, Iacub Sergaia. Numărul 22, Vitalie Mardar. Rezerve, numărul 28, Andrei Macoviciu. Numărul 4, Timur Hoacu. Numărul 5, Mihail Cabac. Numărul 6, Mihai Rogu. Numărul 11, Octavian Onofrei. Numărul 15, Pavel Trofin. Și numărul 21, Ionian Mirciu. Pe banca tehnică se află Marcel Reșișca. Thank you.
Come on!
Very good, very good, very good. Very good, Jacob. Very good. Put the timing. Put the timing. Put the timing. Move it. Give an option. Give an option. Yeah.
Thank you.
It's alright. Hey, we need to push you out. Up a little bit. Close the field. Put the pressure. Watch out with number 7 and number 8. Number 9 and 7. And that's it. And they're going to knock the ball out. It's alright, relax. Get up.
15 in a bed! Stop! 20 yards, move it! To the feet, nice! Keep it going! Keep it going! Nice! Nice, alright, it's alright! Go, go! Hey!
Hey, we're doing fine. We're doing fine. Relax. Relax. Thank you.
peste Bog! Personal!
țară. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Costolini, Dacia, Chișinău, scor la pauză 0-0.